Parohia Răcășdia, din protopopiatul Moldova Nouă, a găzduit joia aceasta cel de-al șaselea cerc pastoral misionar al Episcopiei Caransebeșului. Întâlnirea a fost precedată de Sfânta Liturghie, oficiată în Biserica Parohiei, dormirea Maicii Domnului, în prezența preasfințitului Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului. În cadrul cercului pastoral misionar a fost susținută o cateheză pe tema semnificațiilor duhovnicești ale săptămânii patimilor, dar și un expozeu despre rolul păstorului în biserică. De asemenea, participanții au fost invitați la o meditație biblică, pornind de la textul scripturistic de la Ioan, capitolul 15, versetul 20. Dacă au păzit cuvântul meu, și pe al vostru îl vor păzi. S-au arătat interesați atât preoții cât și profesorii de religie și părinții români de toate problemele care au fost dezbătute în cadrul conferinței și cred că și această întâlnire va dinamiza și va intensifica misiunea și propovăduirea. Evangheliei Mântuitorului Isus Hristos, în această zonă o putem numi defavorizată a episcopiei noastre, a Caransebeșului, pentru că ne aflăm aici, în extremitatea vestică a județului Caraș severin aproape de granița cu Serbia și sunt parohii foarte sărace. În cadrul întâlnirii s-au dezbătut de asemenea și probleme administrative legate de buna funcționare a unităților bisericești din cuprinsul acestui centru pastoral și sigur a avut loc un schimb de experiență cu profesorii de religie care are în vedere îmbunătățirea activităților desfășurate în școlile noastre. Cercul pastoral misionar Răcășdia este un cerc format din preoți tineri care slujesc la parohii foarte micuțe din punct de vedere numeric și considerăm că sunt foarte necesare aceste întâlniri pentru a găsi strategii și forme de îmbunătățire a vieții pastorale. La întâlnire au participat preoți parohi, clerici de la mănăstirile din zonă, precum și profesori de religie.